Deuteronom, capitolul 9. Ascultă, Israele, astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer. Pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care îi cunoști și despre care ai auzit zicându-se, cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac? Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge el însuși înaintea ta, ca un foc mistuitor, el îi va nimici, el îi va smeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând. Cum ți-a poruncit Domnul? Când uh, îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta, pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acestea, căci din pricina răutății la acelor le izgonește Domnul dinaintea ta. Nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale intri tu în stăpânirea țărilor lor, ci din pricina răutății acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta ca să se împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Să știi dar că nu din pricina bunătății tale este de Domnul Dumnezeul tău această țară bună ca să o stăpânești, căci tu ești un popor tare Adu-ți aminte că și nu uita cum ai atâta mânia Domnului Dumnezeului tău în pustiu, din ziua când ai ieșit din țara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta. Tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. La Horib. Atât ați atățat mânia Domnului, încât Domnul s-a mâniat pe voi și voia să vă nimicească. Când m-am suit pe munte ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care le-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte 40 de zile și 40 de înmăți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă. Și Domnul mi-a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprânzând toate cuvintele pe care le spusese Domnul pe punte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era adunat. După acele 40 de zile și 40 de nopți, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului. Domnul mi-a zis atunci, scoală-te și coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat. S-au abătut curând de la calea pe care le-am arătat-o și au făcut un chip turnat. Domnul mi-a zis, eu văd pe poporul acesta, este un popor tare încăpățânat. Lasă-mă să-i nimicesc și să le șterg numele de sub ceruri, iar pe tine te voi face un neam mai puternic și mai mare la număr decât poporul acesta. M-am întors și m-am coborât de pe munte, care era tot numai foc, cu cele două table ale legământului în amândouă mâinile mele. M-am uitat și iată că păcătui se răți împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuse răți un vițel turnat, vă depărtase răți curând de pe calea pe care vă arătase Domnul. Am apucat atunci cele două table, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfărmat sub ochii voștri. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului ca mai înainte 40 de zile și 40 de nuți, fără să mănânc și fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiți și răți, făcând ce este rău înaintea Domnului ca să-l mâniați. Căci mă îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească. Dar Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Domnul de asemenea era foarte mâniat și pe Aron, așa încât voia să-l piardă. Și eu m-am rugat atunci și pentru el. Am luat vițelul pe care îl făcuse răți, Isprava păcatului vostru l-am ars în foc, l-am sfârmat până s-a făcut praf și am aruncat praful acela în pârâul care curge pe munte, din munte. Apoi, la tabera, la masa și la chibrot, hatava, voi iarăți ați atățat mânia Domnului. Și când v a trimis Domnul de la Cades, Barnea zic, însuiți-vă și luați în stăpânirea țară pe care vă dau, voi v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru. N-ați avut credință în el și n-ați ascultat glasul lui. V-ați tot răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului 40 de zile și 40 de nopți. M-am aruncat cu fața la pământ pentru ca Domnul spusese că vrea să vă nimicească. M-am rugat Domnului și am zis, Doamne, stăpâne, Doamne, nu nimici pe poporul tău, moștenirea ta pe care ai răscumpărat-o, în mărimea ta, pe care ai scos-o din Egipt, prin mâna ta cea puternică. Aduți aminte de robii tăi, Avram, Isaac și Iacov. Nu căuta la îndărândicia acestui popor, la răutatea lui și la păcatul lui. Ca nu cumva țara din care ne-ai scos să zică pentru că Domnul nu avea putere să se ducă în țara pe care le-o făgăduise și pentru că îi ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustiu. Totuși ei sunt poporul tău și moștenirea ta pe care ai scos-o din Egipt, cu mâna ta cea puternică și brațul tău cel întins. Capitolul 10 În vremea aceea, Domnul mi-a zis, taie două table de piatră ca cele din tâi și sunete pe, la mine pe munte, fă și un chivot de lemn. Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele din tâi pe care le-ai sfârmat și să le pui în chivot. Am făcut un chivot din lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ca cele din tâi și m-am suit pe munte cu cele două table în mână. Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele din tâi, cele zece porunci care fusese răfăcute pe munte din mijlocul focului în ziua adunării și Domnul mi le-a dat. M-am întors apoi și m-am coborât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care le făcusem și ele au rămas acolo cum îmi Domnul. Copiii lui Israel au plecat din Beerol, Bene, Iacan, la Mosera. Acolo a murit Aaron și a fost îngropat. Eleazar, fiul lui, a urmat în slujba preoției. Apoi, de acolo au pornit la Gudgoda și de la Gudgoda la Iodbata, țară unde sunt uraie și ape. În vremea aceea, Domnul a despărțit seminția lui Levi și a poruncit să ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului, ca să-i slujească și să bunicăvinteze poporul în numele lui lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi. De aceea Levi nu are nici parte de moștenire, nici moștenire cu frații lui. Domnul este moștenirea lui, cum mi a spus Domnul Dumnezeul tău. I a rămas pe munte ca și mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți. Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Domnul n-a voit să vă nimicească. Domnul mi-a zis, scoală-te, du-te și mergi în fruntea poporului. Să se ducă să ia în stăpânire țara pe care am jurat părinților lor că le vei da. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui, să iubești și să slujești Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Să păzești poruncile Domnului și legile lui pe care ți le dau azi ca să fii fericit. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde el. Și nu numai pe părinții tăi, nu numai de părinții tăi să alipi Domnul ca să-i iubească ci, e, și după ei pe sămânța lor. Pe voi va ales el dintre toate popoarele, cum vedeți azi. Să vă tăiați dar inima prejur și să nu vă mai înțepeniți gâtul. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel Mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri, care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străin și dă hrană și îmbrăcăminte. Să iubiți pe străin, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-L slujești, să te alipești de El și pe numele Lui să juri. El este slava ta, El este Dumnezeul tău, El a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care ți le-au văzut ochii. Părinții tăi s-au coborât în Egipt în număr de 70 de inși. Acum, Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulțime ca stelele cerului.